Șoc în Biserica Ortodoxă, un preot din Videle a fost prins în flagrant noaptea trecută în timp ce întreținea relații intime cu un minor într-o casă din sectorul 3 al capitalei. Se pare că preotul era suspendat în ceea ce privește slujirea la Biserica din Videle, întrucât ar fi fost implicat într-un alt scandal similar. Cu detalii suplimentare ni se alătură prin telefon colega mea Liliana Năstase, senior editor B1 TV. Lili, te rog. Bună ziua, preotul a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost audiat mai mult timp la secția de poliție, iar astăzi va ajunge în fața cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru acte sexuale cu minori. De altfel, preotul ar fi fost la slujire după ce anul trecut a fost implicat într-un alt dosar penal de acest fel. El ar fi racolat mai mulți băieți de la centrele de plasament pe care i-ar fi ademenit cu sume de bani pentru a întreține raporturi sexuale. De altfel, polițiștii au intrat pe fir și după ce l-au urmărit mai mult timp, au organizat ieri noapte un flagrant fiind prins. Ulterior, și minorul a fost dus la audieri și în prezența unui psiholog a povestit relația pe care o avea cu preotul, dar și faptul că și alți colegi de-ai săi ar fi fost ademeniți în același fel. Așa cum spuneam, astăzi judecătorii vor decide în primă instanță dacă preotul va fi arestat sau nu.